Bună ziua, suntem în direct pe Wombies.ro, suntem la ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia, ca de fiecare dată, fiecare zi de joi, suntem aici, în fața dumneavoastră, de la orele 18, să discutăm despre Hexathlon. Show-ul s-a terminat în Republica Dominicană pentru România, în urmă, pentru România, da, nu pentru alte țări, însă noi vom veni aici în fața dumneavoastră și vom spune tot felul de lucruri despre această competiție fenomen în întreaga lume. Dar, deocamdată, vreau să-l salut pe colegul meu, pe Alex. Bună, Alex! Mi se pare că ești cam bronzat, așa, nu știu. Păi am fost la... S-a terminat vara, nu era așa și săptămâna trecută. Am fost la vie și am cules via și a fost cald, că toamna asta frumoasă e călduroasă. Și mie și somn, nu prea mă revin cu somnul, sunt pe alt fusorar și beau niște cafea. Am înțeles. Eu credeam că ai fost pe bloc, așa se spune, știi? Acolo m-am bronzat eu. Am fost la vie. Da. Ți-am adus și struguri. Mi-a adus și struguri, adevărat, îți mulțumesc, sunt foarte bun. Care a fost mai bune, alb sau aia negri? Aia negri. Bun, știu. Deși ar trebui să merg mai pe partea asta de alb, eu fiind mai alb, așa... Nu, aia negri sunt senzaționali și vinul e super. Dar știi că sunt supărată pe tine. De ce e super? Păi, ce mi-ai promis în urmă cu ceva vreme, când mi-ai spus că o să culegi via, eu o să fiu personajul principal acolo, o să vin și o să dansez așa pe struguri aia, exact ca în filmele alea din Toscan. A fost un eveniment spontan, adică nu mă așteptam, am venit dintr-o parte. Am venit dintr-un proiect pe termen scurt și taică-mi m-a sunat și mi-a spus: băi, hai că trebuie să mă ajut să culegem via. Salut pe taică-mi. Îl salutăm. Dar tot sunt supărată pe dumneavoastră că nu m-ați invitat să dansez acolo. Dar știi cine a rămas să culeagă via? Cine? Gabi. A rămas să-l ajute pe taică-mi. Tu ai început și el nu o să termine. De asta suntem trei băieți acasă. Da? Dar cred că ne hotărâm să o vindem, că nu mai e... Nu. Da? Pui via la vânzare? Da, am o vie foarte mare și o pun la vânzare. Cine interesat să dea mesaj. Așa, da? Vedeți, doamnelor și domnilor de acasă, că avem și un anunț. Acum Alex își pune via la vânzare, dar pui pe preț bun? Poate mă interesează pe mine. Hai că mă faci să râd tu. Păi eu tot timpul te fac să... Nu. De ce? Dar vrei să strig via? Nu dau să... Că tu ești toată ziua aici, lucrezi la știri, la... Ai subiecte de comentat, n-ai tot timp să întreții o vie. Mai să știi că eu am o prietenă foarte bună, toată lumea știe, care locuiește în Italia, în Florența, în Toscana, unde vinul este senzațional. Și chiar am fost acolo, lumea la anumite hacienda, așa se numesc. Și am fost și m-am specializat, așa că pot să-ți cumpăr și ție via. Până atunci vreau să-i salut pe primii invitații noștri de astăzi, de fapt cei care au venit la fix în emisiunea noastră, pe Ana Mihaela Popescu. Bună, Ana, mă bucur că ai revenit alături de noi. Bună ziua și eu mă bucur că am revenit la emisiunea noastră, chiar mi-era dor să vă și revăd și să fiu aici în emisiune cu voi. Și noi ne bucurăm că ești aici. Mă bucur. Vă salut și pe domnul Liviu Popescu, oficial. Tatăl Ana Mihaela. Bună seara, doamna Cornelia, bună seara, domnul Alexandru. Vă salut, trăiți. Pentru mine e un debut la Wombies. Mă bucur că ați venit, să știți, pentru că eu v-am urmărit așa la noi la canal de când erați la Fan Arena și vă susțineați fata. Toată lumea venea la dumneavoastră și cu ace, cu săbii și vă țină destul de tare. Da, deci Hexathlonul pentru mine ca părinte a fost o lecție de viață. Adică? A fost pentru prima oară când n-am avut copilul o perioadă atât de lungă de timp, alături de mine. Informații nu aveam, tot numai televizorul era singura sursă în care eu îmi vedeam fata. Și a fost foarte greu. Ați plâns? Sincer? Aș minți să spun că plâns. Emoțiile erau mari. Aveam, acasă mi-e greu să vă spun, aveam fotoliu și aveam ritual cum să le pregătesc, țigări, telefon, scrumieră, când începea emisiunea. Deci erau puse la linie. Și când începea emisiunea, deja emoțiile erau maxime. Dacă așa era pentru fata dumneavoastră, da, dacă erați dumneavoastră acolo? Altfel aș fi... Deci... Ana a fost un copil acolo. Eu spun că dacă, până absurd, s-ar mai repeta o dată Hexathlonul,
experiența acumulată de ea, altfel ar fi viziunea și altfel ar fi poate și larghețea mea sufletească. Și eram foarte încărcat sufletești. Ne fiind cu mine acolo. Noi care... Ați cocoloșit așa pe Ana acasă? Deci Ana nu e un copil cocoloșit. Și de aceea i-a fost foarte greu să se adapteze în Dominicană? Ana nu e un copil cocoloșit. Ana e un copil, în primul rând, care mi-am exprimat grija față de ea, cel puțin legat de sport. Eu n-am lipsit, în 13 ani de karate, n-am lipsit decât o singură dată și atunci datorită serviciului. Până în prezent, m-am dus cu ea. Posibil acum să-mi găsesc un locuitor, care normal azi cred că era binevenit el, adică e vorba de Cosmin, dar serviciul a obligat să nu poată ajunge. Și așa. Cred că acum e prima dată când va merge Cosmin să mă înlocuiască pe mine la, da, la competiție. Da, acum cei de acasă trebuie să știe. Ana Mihail are o relație foarte frumoasă cu Cosmin, un alt războinic de la Exatlon. Dumneavoastră la început priveați așa, cu scepticism, relația lor din fața televizorului. Eu niciodată n-am privit-o ca ceva sceptic, nu. Eu am spus așa, inclusiv soției am spus, nu-ți face probleme. Sunt tineri, sunt frumoși și poate... Eu mi-aduc aminte că am fost într-o emisiune cu dumneavoastră, da? Și Vladimir Drăghia v-a întrebat dacă preconizați că o să fie o relație între ei doi. Da. Și a zis, mi-aduc aminte foarte bine, că a zis, sigur nu, nu știa să sigur nu, de ce v-am spus că mi s-a lăsat întrebarea dacă ei se cunoșteau dinainte. Și am făcut afirmația că ei nu s-au cunoscut. Păi era întrebare legată de relație, dacă credeți că o să aibă o relație. Relația exclusiv de aparține lor, nu mie. Eu nu pot să fiu decât un sprijin. N-am văzut emisiunea asta, dar... Nu pot să fiu decât un sprijin moral dacă relația lor e favorabilă. Dacă nu, fiecare își continuă drumul. Dar deocamdată nu se pune problema. El e un băiat cu minte, un băiat ascultător. Serviciul e primordial la el. A reușit să vină și în București. În primul rând, e un băiat de mare calitate. Un băiat de mare calitate, educat bine, crescut bine, o mamă deosebită care trup și suflet, exact cum sunt eu lângă Ana. Asta nu înseamnă că mama ei nu e. Mama e baza. Nu plecăm, că plecăm noi doi, este una, dar mama ne pregătește de la geantă, de la cel mai mic amănunt și după aceea noi plecăm. Sper să fie alături de noi, vom mai aborda un pic subiectul acesta, da. Nu înainte de a-i saluta pe oamenii de acasă și care... Și ocazie ca să-i după Facebook, ca să dau share la emisiunea noastră, să vedem, poate am prieteni care faci, vor normal, să mă vadă. Normal, am prieteni care vor să mă vadă, ia să vedem ce mai zice ăsta astăzi. Și intru să dau share, să mă poată vedea pe prietenii. Până dai tu share și poate și invitații noștri de astăzi, eu vreau să-i salut, repet, pe oamenii de acasă, cei care sunt de fiecare dată alături de noi și au mesaje și întrebări pertinente pentru invitații noștri și mă bucur că în fiecare zi de joi îi văd aici. Uite, Adalena spune bună seara pentru fată și pentru tată. Ambii doi fani ai ștafetei, e adevărat, mereu sunteți bună aici. Seara. Vă vedeam mereu aici ca spectator, acum sunteți împreună ca și invitați. Vedeți că oamenii de acasă deja s-au obișnuit, știu cine intră aici la ștafetă, cine nu. Și vă apreciază, sunt fanei războinicilor. Ada este fană a războinicilor. Sunt curios de următorul aspect. Cum îl vedeți dumneavoastră pe Alex Stoica? Eu gândindu-mă sigur că întotdeauna a atacat-o pe fata dumneavoastră. Și este și o întrebare după aceea. Scuturați-l puțin. Domnul Alex. Toată stima și respectul pentru acest concurs. Pentru toți sportivii. Eu spun un singur lucru. Copilul ăla, dacă el își vedea de treabă, echipa războinicilor creștea enorm. Dar cum a venit cu... Ce s-a întâmplat? Cum îl vedeți dumneavoastră că a venit și cumva a tras puțin în jos? Deci ce vorbesc sunt subiectiv. Atacând-o pe Ana, nu? Sunt subiectiv că a fost Ana implicat. El. Deci în primul rând eu știu așa. Vorbești care ești valoros, care ești mai mic, stai acolo jos. Nu se poate el, după plecarea lui Gianni, și a arondat toate meritele de virgulă capitan al echipei. Nu se poate așa ceva. Rezultatele nul
făceau să vorbească. Rezultatele nu îl făceau să vorbească. Da. Bine, dar poate respectul... avea alte calități. Ambiție. Și, nu credeți că a fost ghidat de ambiții? Să... Păi și am avut ambiții. Uite, și eu am avut ambiții și mi-a zis că... Adică eu am încercat de fiecare dată să încurajez echipa și el îmi zicea vorbești mult și nu faci nimic. În cazul în care, la orice meci, poate au fost maxim 2-3 meci în care n-am adus niciun punct. Restul, din două intrări, am adus câte un punct, știi? Și eu tot susțineam echipa, eram vocală pentru că m-am obișnuit și cu handbalul și acolo fetele se susțin la maxim. Adică dacă te duci la un meci de handbal, spune acolo, hai fată, strânge, apără, adică e o încurajare totală. Și înțelegi? Acum tu ai simțit că el avea susținerea echipei și tu nu aveai susținerea echipei. Nu. Nu. Eu am avut susținerea echipei, ne-am zis că nu am avut. Eu am văzut, după părerea mea, eu am văzut că el avea mai multă susținere din partea cu echipierilor. Nu cred. Nu, eu vă spun, el a fost mai vocal. El poate a încercat să-și mascheze lipsa de valoare. Acum, dacă m-a chemat în emisiune, să dăm lucrurile pe față. Dacă era valoros, avansa. Avansa mai mult. La fizicul care îl avea, la câte vocalize a scos, la cât s-a exprimat el, mamă, facem, trebuia să demonstreze. Ceea ce el, trebuie să recunoaștem că l-a bătut pe Cosmin. Bun, nicio problemă, ca să aducem discuții și Cosmin. Cosmin a avut 3 săptămâni. L-a bătut pe Jimborean. Știm foarte bine cum... Eu rămân la ideea că cu Jimborean nu știu dacă a fost exact cum a fost cu Ana, cu Arabi. Suntem în emisiune adică direct. Adică a vrut să plece Jimborean, da. Da. Așa cum e și cu Ana. Deci, n-aș vrea să... Da. Ne scuzați un pic. Cealaltă invitată a noastră de astăzi a întârziat, dar nu contează. Andreea Arsine. Bună, mulțumim bine. Foarte mult că ai revenit alături de noi. Arăți extraordinar de bine. Nu așa, Alex? Bună, Alex. Deci eu am rămas așa, uitându-mă în partea asta. Acolo numai fete frumoase avem aici la emisiune. Mă bucur că... Dincolo de sport, că ești este și culoarea mea preferată. Da, adevărat, că dincolo de sport aveți și frumusețe aici. Bineînțeles, bineînțeles. O campioană, în primul rând, să o felicităm. Da. Pentru prima oară, vă spun foarte sincer, Ana și cu domnișoara Andreea au o relație de amiciție destul de profundă față de... Uite ce surpriză ne spun... Colegii ei, războinici. Deci dacă m-ați chemat eu ăsta să... Chiar vreau să spuneți dumneavoastră tot aici. Și mă bucur și... Având în vedere că am fost cu mama dânsei într-o emisiune și am avut o părere deosebită despre dânsa, felicitări pentru ce ați obținut. Mă bucur că v-am cunoscut într-o emisiune în direct. Și... Deci vreți să spuneți că nu există prietenie între Ana și restul echipei. A, cum îți place ție să spune. Dar înainte de a întreba... Nu, s-a referit. Uite, faceți puțin. Dați-mi voie puțin. Și mie dați-mi voie puțin ceva. Vreau să salut pe oamenii de acasă și în principal pe cei de la Exatlon. Nu, dar vreau să spun că pe urmă nu-i mai văd aici. Să-l salut pe Ciprian Mariș. Da, pentru că el este alături pe Mirela, Spridon, care este alături de noi, da? Ce faci, tu stai și te uiți la noi. Nu, are gală, o să venim la el. Păi o să mergem la el. La obi, dă-i drumul și antrenează. Te uiți după aia. Că îl invităm aici, după. Gata, revenim la... Ai învățat dansul ăla? Mi-a spus o întrebare, domnul Alexandru, începând cu faimosul ex-coleg al Anei, Alex Peica. Hai să vă dau alt exemplu legat de relația între partenerii de echipă, da? Domnișoara Andreea e martoră. Cum a fost primită Mirela? Cum a fost primită Mirela? Cum a fost primită Mirela? Spuneți dumneavoastră, vă rog frumos. Foarte bine. I-ați cântat, ați aplaudat. Haide! Noi veniții, în afară celor 10 care am intrat în concurs, i-am primit foarte bine pentru că pe noi ne interesa foarte mult să fim o echipă foarte închegată. Adică chiar dacă, nu ne conștea ceva, lăsam totul la o parte și încercam să fim acolo, sub trup și suflet. Până la urmă, mereu am mers pe principiu, nu se ia nimeni acasă de aici. Adică, hai să ne facem treaba bine, să fim cu mintea la joc și asta a contat. Și chiar când vii după atâtea înfrângeri și nu ai câștigat vila, e greu să îi primești cu... Brațele deschise. Nu neapărat cu brațele deschise, cu entuziasm. Că ești demoralizat, nu ai mâncare, iei bătaie la vilă. Te contrazic puțin aici. Ia, contrazicem. Deci te contrazic pentru că ori de câte ori ai pierde, un om în plus
care vine cu o stare de bine, schimbă tot ambientul din echipă, pentru că Cosmin a venit cu o influență, știi, de acasă, hrănit. Știi? Și a venit cu un vibe foarte pozitiv acolo, adică păi primele câteva zile... Asta, ba da, așa au fost, deci îți spun, poate în fața camerei nu s-a văzut așa, dar spatele camerei el întotdeauna încerca să țină echipa. Hai, zâmbiți, haide că se poate, câștigăm, de fiecare dată a făcut un lucru ăsta. Deci Cosmin era altfel, da, deci dincolo când a venit de competiție. Prima săptămână așa a fost Cosmin. Păi da, dar Mirela n-a făcut așa. Da, da, ei au știut să o primească. La noi în echipa a fost invers. El a venit cu vibe-ul pozitiv și echipa l-a respins. La ei a fost invers. Mirela a venit mai calmă, mai liniștită, dar echipa a luat-o cu uite, sufletul. Uite, hai să... părerea mea. Atunci când într-un grup vine o fată nouă, cumva dinamica echipei nu se schimbă așa mult pentru că băieții sunt liderii, cum ar veni. Liderii de grup. Când vine un băiat nou și încearcă să adopte poziția unui lider, atunci îi deranjează pe ceilalți băieți din grup. E foarte... E cam aceeași situație, situația noului venit, dar poziția pe care ei au venit e cu totul și cu totul altă. Da, deci am zis care a fost. Adică la noi a fost respins din partea echipei, la ei a fost bine primită. Da, a fost asta spun, a fost totul pe dos. O diferență. Dar hai că ar trebui să rămânem în sfera asta lui Alex Stoica, sunt foarte multe întrebări legate de el. Să o întreb și pe Andreea. Cum l-ai văzut tu pe Alex Stoica? Ca și adversar. Că ai avut și tu un conflict cu el la un moment dat. Eu? Nu. Unul singur, suficient. Da, a fost unul suficient. Nici nu consider până la urmă conflict. S-a băgat în seamă, practic. Cu acea ieșire a mea care nu avea nicio relevanță, dar na, urmă ies în evidență și prin alte chestii. Nu pot să zic că eu am simțit prezența în concurs, mai ales că nu a fost un concurent cu mine direct. Nu prea am multe de zis la adresa lui, nu mi-a plăcut comportamentul lui în acel, nu știu, clench cu mine, nu și avea rostul, dar din punctul meu de vedere, acolo s-a terminat. Nu am ce să comentez. Uite, da, hai să mai dau eu un exemplu, să vă spun și din experiența mea. La noi s-a întâmplat așa, după o lună și un pic de concurs, au venit concurenții noi. Și la noi în echipă a venit Alex Moraru, un băiat foarte, foarte dornic și foarte pozitiv. Dar prin venirea lui, el a încercat să se pună tot într-o poziție de a conduce. Și noi eram deja ca băieți, da. Că băieții conduc într-un grup, într-un asemenea concurs, cumva băieții sunt lideri. Și el a încercat să adopte poziția unui lider și n-a fost foarte bine primit din punctul ăsta de vedere. Dar o fată este primită diferit pentru că vine sub protecția celorlalți. Deci Cosmin garantat, nu e... genul de om să vină pe poziție de forță. Eu vă înțeleg, dar acolo... El a stat foarte puțin, hai să discutăm de... Eu vă înțeleg, dar... Stoica cu Ana. Deci Cosmin e exclus din start. Deci, încă o dată vă repet, el avea rezultate, era îndreptățit. Era fratele dumneavoastră, era berar și prin prisma vârstei și prin prisma serviciului, că ar trebui să fie avut o atitudine numai părtinitoare, să fie împăciuitor. Vă înțeleg foarte bine. E mult mai greu să intri în poziția de rezervă, să vii... Pe cine a fost rezervă? Dar nu vorbesc de Cosmin. Nu, vorbesc de Cosmin, care a intrat după. E foarte greu să vii din poziția asta, pentru că nucleul e deja format. De acord. Și prin venirea ta, cumva trebuie să stai o perioadă, trebuie să fii, nu distant, dar trebuie să stai puțin deoparte, să prevezi lucrurile din afară. Vi s-a părut că n-a stat deoparte, Cosmin? Păi... aveți informații? Nu pot să zic. V-a informat fratele? Eu am văzut la televizor, n-am discutat. Era un copil dornic să facă ceva. Da, mă, și până la urmă fiecare are dreptul să spună punctul de vedere. Cum avem și noi dreptul să... Oamenii de acasă au dreptul să știe anumite lucruri legate de Exatlon și dacă până acum n-au fost informații legate de ultima experiență Exatlon, sunt foarte multe întrebări pe tema asta. Uite, Gabriela Trisena are o remarcă.
A revenit, Alex, ai revenit mult mai frumos. Ia, dacă îți priește aerul din altă țară. Radu Frantes, care este și el alături de noi, și Ana Oduă, și pe ea o Radu, te salut. Ce faci, mă? Du-te, mă, și fă mâncare. Tu stai și te uiți la obi, du-te și gătești. Noi avem ceva de spus oamenilor de acasă. Eu vreau să vă spun din punct de vedere oficial al postului Canal D. Deci avem o veste foarte interesantă și foarte importantă pentru fanii Exatlon. Deci am să citesc exact ce trebuie spus, pentru că deocamdată atât putem să informăm oamenii de acasă. 8 dintre cei mai buni foști concurenți de la Exatlon în România din cele 3 sezoane au mers în Republica Dominicană și au filmat pentru Cupa Exatlon 2019, o competiție ce se va difuza curând, întâi în Mexic. Să spune și care sunt cei 8 faimoși războinici care au retrăit la maximum emoția celui mai intens show sportiv, da? Nu numărăm aici. Cristian Pulhar, Stefan Floroaică, Cristina Constantinescu, Larisa Vasile, Iulian Pâtea, Iuliana Aradi, Mădălina Predoi și Alex Nedelcu. Aceștia au cineva, nu eram eu. Uite, deci aceștia au intrat din nou în competiție, să le spunem de acasă, că toți ați intrat din nou în competiție, cu încredere. Ați aveți o experiență dobândită în duelurile astea internaționale. Știu că nu poți să divulgi foarte multe lucruri, Alex, pentru că nu se poate în acel moment, dar spune-mi doar cum a fost experiența ta în Republica Dominicană. Se vede doar pe față, că te-ai bronzat un pic și ai mai slăbit puțin, că așa se întâmplă în Dominicană. E adevărat, Cornelie. Ce putem să le spunem deocamdată noi celor de acasă? Putem să le spunem următorul lucru. E adevărat. S-a întâmplat. Dar nu pot divulga nimic. Pot spune doar că a fost o experiență interesantă. Dar îți promit că o să povestesc. După ce se va difuza pentru televiziunea din Mexic. Într-adevăr, au fost momente foarte interesante și avem foarte, foarte multe lucruri de povestit. Dar aștept. Momentan nu pot să divulg nimic. Pentru că vor fi date imagini cu jocurile pe care le-am avut pe televiziunea din Mexic, Azteca. Luni cred că va avea loc emisiunea și o să vedeți și videoclipurile pe YouTube, că o să apară sigur. Deocamdată vreau să intrați pe obis.ro pentru că acolo veți găsi toate informațiile despre acest subiect, despre prezența României la Exatlon, la această cupă Exatlon 2019, un proiect nou făcut de organizatorii Exatlon. Deocamdată atât putem să vorbim. Intrați pe wowbiz.ro. O să mai revenim în cursul acestei emisiuni cu alte informații legate de acest subiect și cred că am fost în asentimentul dumneavoastră și am răspuns un pic la el. Peste o săptămână, două, după ce se vor difuza imaginile, atunci să vedeți ce să povestim. Așa. Deci totuși Via din Dominica a fost prolifică pentru dumneavoastră, nu? Via lui, da. Din Dominicană direct m-am întors la Via de la noi. Asta mă înțeles, da, da. Must, vrem și noi must. Da. Gabi, acum e pe ultima 100 de metri. Gabi, direct, dacă nu-mi dați și o să-i spun că Andreea vrea must. Doar a dansa cu ea muzică populară. Da. Ți-e dor de Gabi? Cum să nu fie dor de Gabi? Opa! Păi trebuie să-mi dea stick-ul cu muzică. Mi-a promis că îmi face mixaj de muzică și nu-mi l-a dat acum. Păi cum? Ce mixaj? Lasă ce? Că-i spun păi, eu. I-am zis că am nevoie de muzică, să ascult în mașină. Eu sunt fan muzică în mașină. Și a zis că îmi face, mi-a promis că îmi face un stick, un ceva cu muzică, un card, un ceva. Și nu mi-a făcut. Deci, Gabi, dacă ne vezi, te rog frumos să ții promisiune. Să ții de cuvânt, băi, da. Ce faci? La fete întotdeauna trebuie să te ții de cuvânt și la toată lumea. Și se reproșează toată viața. Zic la de must ca zic amendă. Ia uzi. Să fie roșu că sunt faimoasă. Mai primești amendă. Ce frumos, uite, roșu că e faimoasă. Saramet Luana spune, în privința lui Alex Stoica, părerea mea este că trebuie să nu fie atât de înțepător cu colega lui de echipă, Mihaela, mai ales că era un concurent mai slab pe traseu în comparație cu ea. Cred că Mihaela, tocmai din cauza duelului, atitudinii lui Alex, la duelul cu Aradi a renunțat și a plecat acasă. Ea te felicită pentru faptul că ești campioană mondială și europeană la karate. Te felicităm și noi și mă felicităm pe toată lumea. Când particip? Mă pregătesc acum pentru campionatul mondial care va avea loc în Germania.
pe 1-3 noiembrie și am destul de multe antrenamente în perioada asta, adică mă antrenez de 2 ori pe zi. Domnul Popescu, mergeți în Germania. Nu? Nu. V-am spus la începutul emisiunii că... Se duce Cosmin, n-ai auzit? Îmi las mesajele. Gata, măi, Alex, n-ai fost atent. A predat și afeta mix de gata. Preambulul a fost făcut la Brăila și la Pitești. La Pitești a fost finala campionatului național de fudocan. European. Europeanul de fudocan. Și a spus Cosmina, faci ce fac eu. Altfel rămâi suporter. Și spre laula, spre cinstea lui, încearcă să facă exact ceea ce făceam eu cu ăla. Deci eram un fel de antrenor din umbră. Eu sunt curios, dar ce face el? Ce face el? Ce face el? Mi-aduc aminte când m-am înscris la Exatlon și mi s-a luat interviu, l-a întrebat pe tata, domnul Popescu, când o să plece fata dumneavoastră, ce o să faceți cu ritualurile pe care le faceți dumneavoastră? Păi o să iau frumos, el are ritualul, îi ține sticla de apă capul un bebeluș, așa. Da, asta e poziția. Da. Stă și se uită la mine, face așa odată din pumn, și în momentul am încărcat așa, spiritual, știi? Și dau tot cea mai bun din mine. Și i-a zis, se va duce cu sticla la televizor și va da așa cu puterea minții. Ia, Ana, ia și bea o gură de apă, te concentrezi și eu înapoi. Interesant, interesant. Da, în cazul tău, mama ta are a avut vreun ritual? Nu, să te susține? Nu, la mine tatăl meu a fost suportul meu. Tot tata. Da, clar, tata. Mai cum nu prea a fost ea cu sport. Ea nu a făcut sport și nu a înțeles, dar m-a sprijinit cât i-a permis. Dar nu dai cum era. El a făcut sport, el a fost antrenor, el știa. Păi înainte de fiecare concurs, cum eram junioară, eram mică, stătea 2 ore cu mine înainte de a pleca la concurs, veneam la București și stătea, bine, vezi cum trebuie să te concentrezi, ce trebuie să faci, ce să... Și veneam, plecam acolo, dar mă întorceam înapoi cu aur, record național, adică nu era degeaba toată vorba. Încărcată emergerea. Ai găsit cumva figura tatălui tău în vreun concurent din echipa ta? Nu neapărat figura tatălui meu, dar... Dinamica asta. Vladimir, modul în care punea problema, pe mine personal m-a ajutat foarte mult, adică era ce trebuie. Foarte, foarte bun psiholog, foarte bun de a manageria situațiile de stres și cum să te facă să vezi lucrurile în concurs. Dar dacă ar fi fost în locul lui Vladimir, ar fi fost Gianni, cum ai fi reacționat? Plecam. Plecai? Nu era pe stilul tău. Nu, dar am zis clar, dacă Gianni era la final și eu am plecat acasă. Chiar când a venit antrenor, deja mă gândeam pe pod, îmi zic, mă duc și fac bagaj. Dar n-ai avut senzația că poate o să vină Gianni la voi? Păi, tu nu înțelegi, că în momentul în care au venit antrenorii, deja mă gândeam că o să-mi fac bagajul. Că eram sută, te-am zis, mamă, să vezi că e la noi. Deja eram, zic, ok, mă duc, îmi fac bagajul, îmi strâng toate alea și mă întorc pe România. Dar chiar crezi că nu te-ai fi putut înțelege deloc? Nu merge stilul lui cu caracterul meu. Adică suntem două persoane foarte agitate, e și el foarte coleric, sunt și eu colerică, știu care îmi sunt limitele și ce pot să accept. Iar caracterul Gianni nu pot să nu-l suport. Dar dacă era în echipa ta, simțeai că era mai protector, nu era așa... Nu, mie nu mi-a plăcut caracterul, deci cred, nu are nicio legătură cu mai protector, nu mi-a plăcut. Modul în care te adresezi unei persoane contează cu mine foarte mult. Adevărat, stilul său cu mine nu se pupă. Dar când anume... Mi-am dat seama? Nu ți-a plăcut ție stilul lui? Păi din sezonul 2, adică, deci era o chestie pe care mie nu-mi plăcea, deja nimic cu el, nici măcar nu ne cunoaștem, nici măcar salut, dacă s-a întâmplat de 2 ori. Ți-am zis asta pentru că cumva și el s-a adresat urât față de tine și nici... Nu m-am legat de chestia asta, deja era trecut, eram deja în competiție. Eu vorbesc de dinainte, adică la mine condițiile au fost clare de la bun început, dacă Gianni vine la noi ca antrenor, nu. La mine asta a fost, nu am nicio chestie cu omul, că Doamne iartă, dar... Deci, vedeți? O domnișoară care... Da. Nu e frumos să-i spui vârsta, puțin mai mare decât Ana, cu o mentalitate de olimpică, da? Da. Și ar fi renunțat, dacă nu era atmosfera propice.
Adică nu doar o fată mai deci mică copil, de ani, pentru care prima oară plecată în lume singură. A fost singură. Prima oară plecată în lume, dar ea cum l-a perceput pe Gianni? Tu cum l-ai perceput pe Gianni? Pentru că ai fost antrenată de... Eu aș putea să zic polul opus de ceea ce a spus Andreea. Pentru că Gianni mie mi-a fost ca un tată, ca un mentor, adică m-a privit ca pe fata lui, na, cred că fata lui este de vârstă cu mine sau puțin mai mare. Și de fiecare dată îmi dădea sfaturi și mă motiva, deci odată când discutam cu el, îl vedeam pe tata în Gianni, efectiv, discutam cu el și mi-a zis, uite, gândește-te că eu sunt tatăl tău și tu trebuie să te motivezi să câștigi, pentru că am avut momente în care am zis, bă, de ce să mai stau, dar nu se merită. Deci dacă nu ai un colectiv... Și trebuie să renunți atunci... Uite-te, n-am nimic. Nu repet ceea ce a zis tata, dar ea, care are... Este mult mai mare decât mine și cred că are mai multă experiență și are altă mentalitate. Mai mare, că tânără și frumoasă. Da, dar mă refer foarte frumoasă astăzi. Da, exact. Și foarte tânără. Da, păi. Cred că din toate aparițiile Andrei la noi, la ștafetă, azi îmi place cel mai mult. Eu, întotdeauna mi-a plăcut, dar astăzi este fenomenal. Și eram foarte nehotărâtă ce să-mi iau, deci... După ieșirea de la Exaclion, eu am cunoscut-o așa cum e Andreea sine, nu? Ce am văzut eu în concurs. Și... Odată ce cunoști un om, că lumea zice, ce, vorbește o războinică cu faimoasă, că totul e regizat la televizor. Nu. În concursul, odată ce nu comunici cu o persoană, nu te cunoști cu ea, vezi doar anumite secvențe, zici, a, Doamne, cum să vorbești că... Dar după ce o cunoști și stai de vorbă cu ea și interacționezi și vezi că ai unele lucruri în comun, poți să fii prieten, chiar dacă ea a fost la faimă și eu am fost la războinici. Dar am exact. și explicat chestia asta. Am zis, clar, nu mă duc într-o competiție să mă prietenesc cu cineva. Tocmai din cauza asta și am avut atitudinea ostilă de a nu saluta, de a nu vorbi. Nu vreau, pentru că sunt chestii pe care eu știu cum să mi le gestionez și cu asta vă de ce m-ați plecat așa acasă? Da, uite așa, că așa de ce trebuie. Ați plecat așa de acasă? Uite așa, a plecat ea de acasă. Eu, nu, atenție, am plecat eu. Specific, eu. Asta a fost alegerea mea și mie mi-a funcționat. Nu, în momentul în care interacționezi cu o persoană cu care te duelezi, concurezi, orice vorbă și un bună, îți preia energia și te simte, bă, e, nu e, cum e. De ce să fac chestia asta? Eu m-am dus să joc. Îți e frică de Poți să te contrazic? Dar cu toate acestea, uite, oamenii de acasă spun așa, vă felicit pentru invitați, sunt fan faimoși, dar Mihaela, uite, m-a captivat prin felul ei de a fi un copil cu foarte mult bun simț, un caracter foarte rar întâlnit la tinerii din ziua de azi. Elena este, iar Oana Ghenea ne salută din California și spune că te-a plăcut foarte mult pe tine, Andreea, în competiție, ca și sunt foarte mulți fani și ai războinicilor și ai faimoșilor alături de noi. Fanii tăi, Alex, să-i specificăm toți și sunteți foarte drăguți și v-am văzut pe toți aici, și Ada, și Lari, și Luiziana, și Adriana din Alex Nedel cu grup și pe Nicolae Filare, pe toată lumea. Bineînțeles, să încerc să vă salut până la final. Și le-am scris pe grupul Alex Nedel cu grup, că voi intra sâmbătă dimineață să discutăm acolo. Foarte frumos și să-i salutăm și celălalt grup al tău, Alex, și pe Maria Hârșovețu și pe celălalt grup. Sunt foarte multe mesaje și mă bucur că ele sunt în general pozitive. Multe duc la Alex Stoica și o faimoasă vă întreabă pe dumneavoastră. Dacă da, Alex Stoica ar mai fi în competiție, ați mai lăsa-o pe fata dumneavoastră să se mai ducă la un nou exatlon? Garantat. Dar vor ceva acolo, ce faceți la șavion? Acum cu siguranță cred că Mihaela nu ar mai face greșeala să renunțe. Cred că când m-am întors și am stat prima oară de vorbă, mai avea puțin să mă mai arunce pe geam, că țin minte că am fost la ea, și mai avea puțin să zică, ieși afară, ieși, că nu trebuia să renunți. Da, acum n-aș mai renunța, deci orice s-a întâmplat n-aș mai renunța, pentru că mi-am dat seama că în viața asta există N probleme pe care trebuie să treci peste ele, că altfel stagnezi acolo și nu poți să evoluezi. Exatlonul te determină să ai spiritul ăsta, știi? La început, când te dai cu capul de probleme, atunci realizezi cum stau lucrurile de fapt. Eu niciodată n-am blamat pe nimeni că a ieșit din competiție. Pur și simplu nu mai pot să mai rezist psihică acolo. Și o înțelegi și un factor de noroc. Deci acolo... În viață orice ține de noroc, ai și norocul tău și șansa și cum ți-o valorifici și tot. Dar nu poți să, într-un joc,
nu poți să elimini norocul, zici că nu, domne, sunt eu bun, nu, deci exact, nu, de câte ori credeai că ești bun, atunci pierdeai. Deci când erai mai sigur, gata, eu acum, cum tu, atunci spuneai, nu mai întâlnit. Așa este. Deci e norocul. Eu am avut șansa ca să mă întorc la Exatlon după un an, aproape 2 ani. Eu cu Ștefan, împreună cu el, singurii din sezonul 1 și mi-am dat seama cât de greu e Exatlon abia acum, după ce m-am întors. Mi-am dat seama că e foarte, foarte grea competiția. Atunci când am început și a fost prima dată, nu m-am gândit. Nu erai conștient, era da. Așa, știi? E a doua oară deja... Mai ales că adversarii au fost mult mai dificili și... Acum, da, aveți lucrurile altfel, aș vrea să citesc problema... un mesaj. Și vă las pe dumneavoastră. Nu, vă las pe dumneavoastră și am să citesc un mesaj. Tot s-a pus problema, războinicii n-au câștigat vila. Da? E campion. E un copil. Vedeți media de vârstă. Nu găsiți scuza asta. De ce? Nu căutați scuze. De ce? Păi nu. De ce? De ce i-au pierdut primul și mental? Nu, că n-am jucat. Nu se referă. De ce? Nu cred că de se ce? Referă neapărat la fizic. Cumva cred că se referă la modalitatea. Absolut mental. Mental, ei au pierdut. Au fost dominați mental de mai mult. Avantajele au fost de partea lor. Dar au fost foarte multe. Este meritul lor că au câștigat. Doamne, într-adevăr, dar au fost foarte buni. Foarte buni, foarte buni. Plus atmosfera, tu nu faci muzica. Deci eu cât am văzut la televizor, eu nu i-am auzit, certându-se. Nu, la noi chiar a fost o atmosferă foarte ok. Deci, deci Alex, micile... nu i-am auzit să se... Alex Soica este alături de noi și îl salutăm. Deocamdată n-a dat niciun mesaj, dar decât să doar le salut. Argumente. Vă rog. Unul la mână. Iulian Anghelescu s-a accidentat din prima săptămână. Da. El a plecat acasă. Da. A venit Cosmin, înlocuitorul lui, da. Abia după mult timp. Corect. Când cineva ți-a accidentat în echipă, trebuie să vină imediat, așa cum s-a întâmplat la ei. Foarte ei au fost puși în dificultate de factorul ăsta, pentru că au avut înlocuirea foarte, foarte târziu. La Irina n-au mai avut. Bun, asta odată. În al doilea rând, da. Strategia după care ei au mers putea să fie alta și puteau să câștige de multe ori jocul de vis. Cine a făcut strategia? Echipa. Care? Spuneți cine a făcut strategia. Haideți, dați lucrurile pe față. Cine a făcut strategia? Întreaga echipă. Ai fost în echipă. Stai puțin. Nu e adevărat. E războinic, a fost în echipă. Cine a făcut strategia? Hai să te explic un lucru. Spune pe față. Cine? Deci... Era de la baracă. Dar cine a făcut asta? Da, nu mai săriți pe Ana. Deci s-a plecat întotdeauna, mergea pe premisa. Trebuie să facem, să alegem. Deci se pleca de acasă cu o idee, iar când ajungeam pe podium, fiecare făcea ce voia. Deci eu ți-o spun din afară, dinăuntru, iartă-mă. Deci exact se făcea cine voia, cum voia. Uneori băieții, mai ales Gabi, că uneori chiar avea un moment... Îmi plăcea că era ca un lider, știi? Mai zicea, băi, nu așa, fă așa, știi? Alte ori nu. Au fost momente în care ziceau, băi, nu vă mai grăbiți la alegeri. Pentru că dacă începem noi, trebuie să știm pe cine alegem. E, zicea să presupunem că trebuie să iasă Mihai, e, nu ieșea Mihai, ieșea Cristi sau ieșea Stoica, știi? Adică nu era, cu ce plecai de acasă, n-ajungeai pe podium. E, pe când la ei, ce am văzut eu în filmări, ei plecau, bă, uite, eu vreau să iau azi pe Mihaela că e traseu lung. Și, na, nu are așa multă rezistență. Iar ea care a făcut marș atâta timp, are rezistență. Uite, eu iau pe Mihaela. Înțelegi? Bun, și... Asta mă refer. Deci n-au fost lucruri care adică nu Alex v-au împiedicat categoric să nu câștigați vila. E, uneori se mai băga ei să spună... Trebuie să recunoaște că atât Berar cât și fratele tău, strategia lor era să se bată cu cei mai buni, da? Ceea ce puteau câștiga, puteau pierde și de multe ori s-au întâmplat să pierdă. N-am negat lucrul ăsta, am și zis, dar... E o strategie care nu știu dacă a fost atât de benefică. Aici. De ce ia Gabi pe surdul? Dacă ați fost atenți, strategia asta a fost insuflată și de către Gianni. Pentru că și el întotdeauna a venit și a spus trebuie să jucați cu cei mai buni. Pe de-o parte are dreptate. Mai buni. Păi da, dar n-ați câștigat, dar ai dreptate, dar tu nu câștigi vila. Da, pe de-o parte are dreptate, Mihaela. Pentru că, uite, cum să-l bagi? Păi acum ai zis că Stoica nu e bine. Stoica a intrat de foarte multe ori cu Costin, da? Din 10 meciuri Costin-Stoica, de câte ori a câștigat Stoica?
Maxim. Nu, nu contează, dar da, dacă da. Joci Costin Stoica, neutralizezi un punct. Și Costin accidentat. Neutralizezi un punct, pentru că Costin a fost cel mai rapid jucător din concurs și cel mai periculos. Problema lui, pentru că n-a putut să gestioneze finalul. Dar a fost cel mai rapid și așa am neutralizat punctul. Dacă intrați într-o rundă cu avantaj 5-3 și neutralizați până la sfârșit, se termina 10-8 pentru voi. Dar astea sunt niște lucruri... Dar și Andreea poate să ne spună înapoi cum era cu strategia. Noi făceam strategia de acasă și ne țineam de ea. În primul rând, creierul, am mai zis-o, era Jubi, Ion și... Da. Adică, bine, băieții, noi vorbeam cu toții Ana acolo, Dar vorbeam între noi, ne alegeam de stat ce o să facem și în funcție de traseu, luam toate traseele în calcul. Ceea ce e foarte important. Clar. Și ne analizam fiecare. Dacă e traseul ăla, pe cine iau? Dacă e ăla, de ce? Care și în cazul în care este aleasă, care joia o să aleg, care mai este următoarea variantă? Adică tot timpul aveam două alegeri, cel puțin, nu fix aia și aia s-a întâmplat. Da, și înțeleg că strategia o făceați tot componenții echipei, da? Fiecare dar există, exact. Eu aș vrea să pun și paie pe făcure. Există, da. Există și strategia ta de jucător, pentru că tu dacă joci tot timpul, vreau să joc cu cei mai buni. Tu nu-ți formezi mâna ta, n-ai bine, cum. Bine ca chestie, deci oricum noi aveam o strategie, dar asta nu înseamnă că, spre exemplu, spuneam la fața locului, băi, eu totuși ar vrea să aleg pe ăla, nu spunea nimeni, nu alege sau nu fă, nu există. Joc în prima rundă cu un jucător mai slab, de ce? Ca să poți să învăț finalul, să poți să-mi gestionezi emoții altfel, să poți să știu unde o să declanșez viteza, unde declanșez forța? Deci antrenor în Dominica, în ediția următoare. Nu pot să mă duc pe... Deci ai spus? Din competiție, primul joc pierdeam. Deci jumătate pierdeam, pentru că trebuia până să mă acomodez traseu. După păi da, asta e important. Nu la cât timp a venit Gianni? Scuze-mă, te rog. După o lună, nu știu. O lună? Păi și până atunci cine a făcut strategia de nu s-a luat vila de către Războinici? S-a luat vila odată. La Războinici. Da. Noi nu s-a luat. S-a luat pe n-am luat după ce a plecat Ana. După plecare. La când au rămas 6. A 13 sau a 14. Câștigau meciuri importante, la mai ales eliminare. Orlan de Vila. Deci nu vorbim hotelul. Hotelul era Orlan. Vorbim de confort. Da. Ce mai important. Deci de Vila. Erau... Cine a făcut strategia? Ei aveau confort, nu ca voi în sezonul. Tot echipa lor. Deci cine a făcut... Cine a făcut până la urmă alegerea? Deci m-ai întrebat, am spus adevărul. Spune și tu adevărul. Cine crezi că a făcut strategia acolo? Echipa. Mai... Cine? Toți. Alex. Ana n-a vorbit. Ana n-avea vorbă. Vorbeam. Ai văzut că nu prea vorbeam cu strategia. La început erau foarte mulți și... Au fost secvențe cu vicecampioana lungă, care a acceptat-o pe Ana. De ce ai luat-o tu pe, un exemplu, pe Andreea? Că trebuia să o iau eu. Deci eu n-am văzut la ei, la faimoși, discuții contradictoare. Știi când la meciul, țin minte și acum, da, s-a întâmplat așa, că eram la meciul de eliminare și era traseul cu topogan. La primul punct nu l-am luat, nici al doilea, deci el a fost, în ziua n-am luat niciun punct. Și țin minte că am ales-o parcă pe Cătălina. De ce ai luat-o pe Cătălina? Că eu vreau să o iau. De ce te-ai grăbit? Și a fost urât pentru că a fost de față cu ei. Dacă mi-o spuneam particular, băi, Ana, păi da, dar de ce e chestiile așa? Le e prea personal. Nu le iau personal. Ai... Da. Tu cum te simți să te cert eu? Ei sunt adversarii noștri. Și eu te cert. Nu te simți... Nu aveam nici cea mai mică treabă. Puțin, îți vezi obiectivul. No, nu te interesează nici ce zic alții. Tu dacă mă cerți pe mine, eu vin și spun... Eu îți vin cu niște argumente, îți spun lucrurile cum sunt, păi cum zic le eu văd altfel. Eu. Păi, nu pot să mă dau la o păi, parte. Păi pe noi ne certam, mă certa Vladimir sau Ion, dacă am greșit ceva, sau Costin, nu spuneam, bă, vezi că asta n-a fost bine. Păi nu-mi interesează nici ce credeți voi. La început aveai... În față și atunci la traseu, chiar când greșeam... La început aveai dreptul să o critici pe Nicoleta foarte mult, pentru că Nicoleta n-aducea puncte și era foarte lent pe traseu. Dar n-ai făcut-o. Pentru că eu nu sunt genul să critic. Da, dar înseamnă că nu ești genul să fii un lider. Păi poate este un jucător de echipă și nu trebuie neapărat păi, într-o echipă fi să fie un lider. Uite, n-a fost, uite, păi atunci n-a fost în solo așa, înseamnă că duelul între mine și Ana Stamen nu trebuia să se dezbată. De ce? Pentru că, nu, da, primul da, duel. Da. Pentru că dacă Nicoleta era cea mai slabă și nu se mișca atât de bine, corect, după punctaj și să luăm logic... Ai, ai adus asta în discuție? Păi cum s-a adunat? Nu, la cel mai slab concurent, pentru că Ana Stamen în perioada aia a luat cele mai multe puncte. Era Ana Stamen, Irina, care luaseră cele mai multe puncte și mai era Ana Cazan cu Nicoleta Luncă.
cum a ajuns Ana Casa, Ana, iartă-mă, Ana Stamen să fie cea mai slabă concurentă când Nicoleta n-a adus niciun punct atunci? Bun. Asta păi spun. De ce ne-ai adus asta în discuții? Pentru cine? Că ai... Eu vreau să... în fața echipei, eu vreau să spun că tu ai foarte multe calități, dar le ții pentru tine. E ca și când eu îți dau un trofeu, okay. Uite, ia trofeul Exatron, dar să nu-l arăți la mine. Bun. De ce să fi vorbit eu când s-a luat, Ana Stamen este propusă la duel, da? Atunci venise Gianni și ne-a pus pe toți și a întrebat Gianni pe toată lumea. Cine vreți să intre la duel? O propunem pe Ana Cazan, n-a ridicat mâna nimeni. O propunem pe Nicoleta Nuncă, n-a ridicat nimeni. Pe Irina nu. Ultima rămăsesem eu. Și ei au zis, clar nu ridicați nici pentru Mihaela, deci intră Mihaela, scurt. Deci n-am avut dreptul să spun absolut nimic. Pentru că a venit Sergio Alicea. Nu, dreptul ai avut aia, lăsă-mi face asta. Păi da, și ce puteam să-i spun? Mă ce dau normal. Eu când a fost primul duel cu mine, dar la fel nu mi s-a părut corect să mă duc la primul duel și am făcut acel joc pe care mi l-am asumat. Dar n-am tăcut din gură, mi-am spus părerea, indiferent că am fost exact. Și la testimoniale și cu toții când am fost. Le-am spus exact care este punctul meu de vedere. Nu este corect, nu se procedează corect, ați zis un lucru și ați făcut altceva. Dar nu e nicio problemă. Zic eu pot să plec acasă sau pot să rămân în competiție, nu e nicio problemă. Dar eu mi-asum, spre deosebire de voi care ați fost una și ați făcut alta. Scur. Da, deci acolo nu a fost o echipă. Corect. Acolo nu a fost o echipă. Dar a din fost... momentul ăla, dar din momentul ăla mi-am asumat. Da. Și cum e bine să joace cu cei mai buni, să se lupte cu cei mai buni sau să facă strategie? Uite, e campion aici. E bine să le agreneze. Eu zic că e bine nici să... Nici doar cu, nici eu doar eu zic cu. Că e bine să-ți faci o strategie bună. E și să nu stai la baracă. Dar uite să știi că Irina Costolea, care e alături de noi și pe care o salutăm, spune cu confort sau fără, am fost foarte uniți. Ea consideră că ați fost uniți, în ciuda divergențelor care au existat și s-au fost până pe micul ecran. Ei, cât timp a fost ea plecată? Deci Irina, sincer acum, Irina a fost... Cum îi spuneați voi? Cum îi spuneați voi? Mama urs. Deci ea a fost femeia care a ținut echipa. Deci încerca pe cât posibil să împace pe toată lumea. Deci ea nu voia să existe ceartă. După plecarea ei, atunci chiar au început cele mai mari divergențe între noi. Bun, păi... Cum reușea ea până la urmă să țină echipa asta așa unită? Ce-i spuneam lui Alex Stoica? Pentru că se pare că asta era problema, o problemă practic între voi acolo exista. Sunt mulți care mă întreabă dacă nu era gelos el pe cineva. Poate să fie și treaba asta. Să salut și pe Adriana și mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru mesaj. Ia, aici cum îl stăpânea, să zicem, pe Alex? Oricum va fi și Alex săptămâna viitoare alături de noi și va spune și el punctul de vedere și vreau și dumneavoastră să fiți acolo de partea cealaltă. Absolut, nicio problemă. Nu știu cum îl stăpânea, poate discuta între patru ochi cu el, chiar nu știu cum să spun. Spune și vârsta și respectul până la urmă. Da, până la urmă toată lumea a avut respect față de Irina, pentru că Irina este mama, are o vârstă dublă față de noi, adică... Nu se compară. Irina a fost prezentă la sosirea Anei. Am chemat-o acasă. Doamnă, veniți, vă rog frumos că vine Ana. Atunci, să știți, atunci mi-am dat seama cine mi-a fost alături sau cine chiar m-a simpatizat. Deci atunci îți dai seama. Poate Mihai nu putea. Încă mai Mihai era acolo. Încă în concurs. Dar mă refer, zic, ceilalți așa. Așa se întâmplă într-o competiție. Lari, îmi place foarte mult mesajul tău și am să-l sintetizez un pic. Cum spuneai tu că atunci când erai mică și te jucai cu ceilalți copii, era împăcare, fără nicio supărare. Da, așa cine se va supăra și face bagajul și va pleca. Zice să lăsați trecutul și să vă dați mâna. Din păcate, se poate nu face se poate. Pentru că el are... Încă mai are o ură, dacă o pot numi așa, pentru că nu... Ce are între... o ură? De ce are o ură? Pentru că sunt multe lucruri pe care poate telespectatorii nu le știu, sau comportamentul lui, sau ironizarea lui, sau mesajele... De după Exatlon? Da. Am înțeles, dar știi că mie mi-a trimis un mesaj acum după în direct și mi-a spus că ar vrea să ne întâlnim toți, inclusiv tu și domnul Liviu și Andreea, la o cafea, pentru că vine în București. Deci ai vrea să fumeze din pipa păcii, probabil, habar n-am. E greu. Și a zis că nu este ironic. E greu de uite. Eu ca eu. Dar Andreea? Dar ea.
Adică eu mă uit la zâmbetele voastre, deci... E foarte frumos zâmbetul meu, așa da, e, da, super. Ai tot ce contează, te-am dat și răspuns. Da. Nu poți. Deci să revenim la atitudine, deci vă rog să mă credeți. Primul meci al Mirelei, că tot vorbim de... Avem da. Campioane aici și trebuie să le dăm Cezar, 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 cezar. Primul meci al lui Mirela, știți cu cine a fost? Dumneavoastră știți tot? Cu Ana. Știți la ce a fost? La care? Cine a câștigat? Mirela. Da, a dus de punct Mirela chiar în primul. La care? În ideea care ala pe hârtie am era contată cu prima șansă. Referitor la campioană. Nu pot să spun altfel decât campioană, că ești. E un adevăr demonstrat. Adevărat. Disputele între Andreea și Ana foarte echilibrate. Statistica mea e ceva unul sau două în plus. Domnul Liviu a luat așa pixul. Nu, o să râdeți. Dar mie îmi place. Nu, nu, pixul, nu. Dar să știți că la concursul meu este cu pixul. El da? Calculă. Da, știam eu ceva. Da. Cum ți se părea în concurs, Ana, un adversar greu? Spre exemplu, la mine eram o echipă finală care nu venea din sportul de echipă. Tot ce a fost din Hammer, chiar s-a descurcat super bine. Adică, nu că nu prindeam, dar nu mai greu până formam mâna față de cineva care a făcut ați ani. Eu n-am jucat basket, handball, volei niciodată. Adică nu știu dacă am pus mâna pe minge, efectiv, să fac măcar o mișcare. Pentru că eu am făcut atletism de când mă știu, asta am învățat să alerg și asta am făcut. Și antrenoarea, spre exemplu, pe noi nici măcar nu ne lăsa să încercăm altceva la sport, pentru că exista riscul de accidentare. Și atunci îți dai seama, eu fiind tot timpul în perioadă competițională, precompetițională, nu-mi permiteam, mă duc joc un handball, un volei sau un nu știu, fotbal, când îi mai punea pe băieți să joace fotbal, și să mă trezesc că s-a dus toată pregătirea mea, că am călcat strâmb sau nu știu. Gianni era la un moment dat foarte dezamăgit de faptul că ei ratează foarte mult și nu se concentrează la final și nu sunt îndemânatici. Ce simțeai tu atunci? La ce te gândeai când vedeai că el vine și îi ataca în public? Așa? Din punctul meu de vedere, cred că la ei nu a mers. Pentru că un factor principal important a fost vârsta. O medie foarte mică de vârstă, necopți. Nu au știut să se susțină, să se tragă unul pe altul. Păi chiar dacă pierd, să vadă partea frumoasă din tot ceea ce se întâmplă acolo. Ei chiar au ratat mult din tot ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de Gianni și modul în care s-a întâmplat totul acolo, personal, vorbim competițional. Și noi ne-am bucurat pentru că ce-am văzut eu, i-a tras în jos, i-a demoralizat. Nu este normal să faci chestia. Adică eu am văzut o scenă cu Ana Stanu. Când a certat-o și a făcut, luați-o de aici, că îi fac unele. Nu-i normal așa ceva, deci o secundă aia m-au luat nervii. Îmi venea să mă duc eu la Ana, chiar în ce intrase la duel, să mă duc eu la Ana și efectiv să o încurajez. Mie nu-mi plac astfel de ghidii. Ok, pot să fiu cea mai praf. Să nu fiu bună de nimic. Asta am văzut și dar mai dar să stai acasă. Să mă faci și tu și mai tare cu capul, mi se pare deja nu ai ce să motivezi la chestia. Adică un om nu motivezi când e la pământ, îl pui și mai sub pământ. Nu, îl ridici, bă, stai puțin. Hai să vedem ce poți tu să faci bun. Dacă poți să te remontezi, care ți este motivația? Dacă eu fac din tine praf, ce... Nu știu, eu nu văd așa lucrurile, pentru că am fost motivată altfel și mereu am fost înconjurată de oameni care au știut să mă motiveze sau mi-am găsit motivația prin modul în care s-au comportat de asta și făcea referire mai devreme că eu cu Gianni nu aș fi colaborat ok. Pentru că modul lui Vladimir pentru mine a fost perfect. Nu trebuie să te susțină cineva, vai Andrei, ești cea mai bună. Nu, dar modul cum pune problema, să-ți dea directive clare. Băi, uite, aruncarea trebuie făcută așa. Uite, strategia se întâmplă așa. Uite, la joc faci așa. Nu ești bun de nimic. Gata, ai aruncat. Și Vladimir se enerva. Și Vladimir s-a enervat pe noi și a țipat la noi și l-au luat dragi și venea să... Dar nu s-a văzut la televizor. Nu s-a văzut. Știi că l-ați pierdut voi Dar nu a fost... Ce-a mai fost un meci când a bătut Ana la basket, cu mingea la sticlă sus, la cine a țipat? Da, la tine a țipat. Da, nu te uita la Ana. Da, nu mai... Da, era deci, 8-6. Dar nu a făcut-o niciodată la modul în care să jignească. Da. Sau... Deci spunea, bă, nu este ok, nu e posibil așa ceva, dar nu te aici spun, bă, nu ești bun de nimic, că nu, eu n-am auzit chestia asta din gura lui Vladimir. Și mi-a plăcut și în primul sezon Vladimir, a fost pentru este echipa foarte... lui pionul principal. Chiar dacă Gianni era mai vocal și ieșea în evidență și aveai senzația că el ține grupul unit, mie mi s-a părut că Vladimir era cel care își ducea echipa mai departe. Deci nu? Eu sunt o fană a faimoșilor, e normal că au fost momente și momente.
Vladimir și-a dozat energia mentală pe final, dar a avut și el multe momente în care a alunecat. Vezi, n-ai cum să nu aluneci. E imposibil într-o perioadă atât de lungă, este practic imposibil. Spune-mi o persoană care tu consideri că s-a menținut pe aceeași linie cap-coadă. Nu există. Nu vorbim de o săptămână, vorbești de atâtea luni de zile în care efectiv se blochează creierul. A avut și Vladimir momentele lui de slăbiciune. Cu tot respectul pe care l-am pentru el ca și jucător și fost adversar. Ca și fost adversar. Dar știu foarte bine, au fost multe momente în care eu am vrut să profit de punctele lui slabe, dar cei din echipa noastră n-au vrut să facem asta. Asta e. Fiecare cu strategia lui. Bineînțeles. Dacă mă uit în urmă, eu la duelurile pe care le-am avut contra lui Vladimir, suntem la egalitate. Am fost la egalitate. Deci cu un campion ai fost la egalitate. Și eu aproape a fost campion. Deci, efectiv, știu că e una, două ori, Andreea, una în plus față de Ana, ori Ana, una în plus. Deci, eu știu că avem o prietenă a emisiunii, o avem pe Ana, care știe, are toate statisticile, și ea și Sami. Așa că vreau să-mi trimiteți tot aici cine a câștigat. Și Giudiu, data viitoare. Să noteze tot, să ne spună cine a câștigat în duelul dintre ele, pentru că așa mi se pare normal. Vreau să citesc și mesajul Andrei Dican, care spune: vreau să le felicit pe Andreea și pe Mihaela pentru tot parcursul lor în sezonul 3. Îmi este dor să le revăd pe trase. Deci, Andreea, să te bucurai, îi spune Gabriela Tristena, pe care o pup foarte tare. Te bucurai când țipa Gianni la război? Nu mă bucuram, sincer, din punctul nu puteam să mă bucur. Mie mi se părea așa derizor, adică și așa sunt într-o situație aiurea. Mai vine cineva și pune și mai multă presiune pe tine. Mă bucuram din punctul de vedere că noi, prin modul în care îi dezechilibra pe ei, noi le făceam treaba și mai bine. Dar nu era o bucurie la modul să-i văd că efectiv îi distruge, pentru că eu asta a fost părerea mea. Deci eu, și dacă nu mă credeți pe mine, puteți să-i întrebați pe toți din echipă, le-am spus, Gianni îi distruge. Și așa s-a întâmplat, adică noi ne-am făcut jocul și vedeam exact cum se comportă cu ei, adică noi ne-am tras tot ce am avut nevoie. Și cum am făcut strategia de joc și ce să luăm și tot, pe baza a ceea ce vedeam, la ceea ce se întâmplă la ei. Da, Gabriela, uite, ți-a și răspuns la întrebare și am mai răspuns odată. Da, dacă Gianni era la ea în echipă, pleca exact ca Vacea și ca alte persoane care au plecat. Mai plecat. Ai zis puțin mai devreme. Eu am avut onoarea și ulterior, după Exatlon, am aflat că mama lui Gianni este rudă cu o colegă de-a mea de fost serviciu. Lui s-a dus și duhul de fost dinamovist, de câine, fost capitan al lui Dinamo. El e foarte vulcanic. Așa este, eu îl cunosc de foarte mulți ani. Este un băiat extraordinar. Și mama lui, și eu doamna, și cu doamna am înțeles foarte bine. Da, și mie îmi place că are așa o inteligență nativă și e o spontaneitate. Mi-aduc aminte când a fost în emisiune la Vulturii de Noapte, când era atunci cu părinții și a spus că ea e cea mai mare fiță, e mama lui Gianni Chiriță. Adică, nu știu, avea cuvintele la ea. E adevărat. Ca și Gianni, nu? Deci, da. La anii lui și la renumele lui de câine roșu, el trebuia să antreneze ceva în cadrul clubului Dinamo, dar datorită firului ce spune și Andreuța, e greu. E greu. Da. Deci nu tu copii, nu tu junior. Afirmația de săptămâna trecută că trebuia să fiu antrenorul lui Reni. E greu. Oamenii de acasă... El nu m-a antrenat puști. Eu am antrenat puști, da. Și i-a fost destul de greu. Doar câini. Așa, nu roșii. Nu la tineri ca noi, adică ți este destul de dificil să antrenezi copii. Băi, a fost tradiția. Au fost mai mari. Sezonul 2 erau prea mari. Tradiția era prea mari. Tradiția a rămas așa în Exatlon. Așa s-a întâmplat de la început. Oamenii au început să țipe, să facă urât, să exteriorizeze. Așa simțeau ei să facă acolo. Și dacă tradiția s-a dus așa, e greu să mai schimb lucrurile de acolo. Dar ce tradiție? Că deci, Vladimir n-a venit să țipe. Cred că ești foarte indulgent. Nu e adevărat. Descătușea la Andrei. Și Vladimir a țipat. Și în sezonul, în sezonul 1, a fost unele... uite, să-ți povestesc un episod. Eram la un traseu. Nu mai știu ce joc jucam și Gianni, nu înțelegeam de ce face lucrul ăsta. Venea în urechea noastră acolo și țipa ca să
te distragă, dar nu e fair să faci așa ceva. Stai puțin. Și la un moment dat el țipa la Roxana și am zis: "Băi, asta e că nu mai suport lucrul ăsta și trebuie să fac ceva. Trebuie să țip și eu la Larisa." Și m-am dus să țip și eu la Larisa. Moment în care Vladimir a venit lângă mine și mi-a zis: "Băi, ai grijă ce faci în momentul ăsta, pentru că lumea de acasă te vede și nu ești într-o poziție bună dacă faci asta." Și după asta și m-am gândit: "Bă, stai puțin, că Vladimir are dreptate, nu trebuie să țip." Ce credeți că a făcut Vladimir în secunda a doua? A țipat. A plecat de lângă mine și a început să țipe la adversarul, la coechipierul meu, să țipe să rateze. Hai că nu poți, hai că ratezi. Deci vezi? Deci aici la era șmecherul Vladimir. Te-a făcut mental atunci? Nu neapărat, mi-a făcut un bine. Mi-a făcut un bine. Da, pentru că oamenii de acasă nu trebuie să depindă de ceapa așa. Vulcan nici nu este, să știi. Alex este un coleg și un om extraordinar. Da, îi mulțumesc că mi-a deja o ciocolată ceva. Trebuie să aducă mustul Andrei și formă. Să aducă mustul Andrei. Hai să intre mustul. Să vină capită cu vinul de acasă, de la Buzău. Vladimir, sunt sigur că s-a uitat în urmă și a analizat multe lucruri. Pentru că au fost multe momente în care Vladimir și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva la el, să facă lucruri. De asta a venit foarte schimbat din concurs și mă bucur pentru asta. E un om senzațional. Dar au fost multe momente în care Vladimir s-a regăsit pentru că probabil nu a reacționat cum spera el să reacționeze. A fost momentul în care la final a și înjurat. Și apoi și-a cerut scuze. Am venit la mine în arenă și și-a cerut scuze. Eu ce puteam să fac? I-am acceptat scuzele. Normal. Dar el a realizat lucrurile astea și uitându-se înapoi a putut să... Te-a înjurat sau a fost o descătușare? Nu, a fost o injurie. A. Bine, asta a fost mică. A fost mică. Dar să știi că părerea oamenilor de acasă este asta. Gabriela spune că Gianni era mai atașat de echipă decât Răghia. Ca antrenor, probabil. Păi n-avea cum să fie. Uite, Gianni. Uite, ei s-a părut timp. Vladimir așa, și mie invers. Și tot timpul vorbea și era oameni maturi. Și stătea și vorbea acolo. Nu știu cum li se pare altora, dar nu ce putea să vină Vladimir? Stia în brațe. Păi asta e. Și mie am văzut așa. Mie nu mi s-a părut asta. Era foarte ok. Pentru că în momentul în care ești atașat de echipă, tu nu îți pui grupul într-o poziție defavorabilă. Tu, prin faptul că tu îi înjuri pe ceilalți, îl pui pe ăla din grupul tău într-o poziție nasoală. Da. Și el a făcut asta în fiecare joc. Deci l-a pus pe Vladimir, pe Cazacu, pe fete, le-a pus într-o poziție urâtă. Da. Pentru că tot se identifică cu vocea lui. Și dacă tu vii și înjuri și aduci injurii și faci lucrurile astea, îi pui pe ceilalți într-o lumină nasoală. V-am spus, nu vreau să iau meritele faimoșilor. M-aș bucura să mai fie, dacă s-ar putea vreodată, aceeași trupă. Aceiași primii 10. Și eu spun că războinicii, cu tot prietenul meu de suflet, n-ar mai pierde. Adică ar câștiga și ei bine. Că practic aia a fost confortul. Da, e adevărat, să salutăm și pe mama ta. Alex este alături de mine. Să rămână și mama. Tu stai și te uiți la noi, tu du-te vă și fă mâstul acolo, fă bine. Sunteți și aștept să îmi trimiteți vin. Și miere, pentru că este foarte bună mierea dumneavoastră și am rămas gata, nu mai am provis. Da. În loc să culegi via, tu ce faci? Stai și te uiți la noi. Păi normal, normal să știi că oamenii de acasă, apropo, în conflictul acesta cu Alex Stoica, pentru că el a existat și sunt foarte multe reacții pe tema asta, spun că dacă vreți o susținere săptămâna viitoare când Alex vine aici în București, vin și fanii tăi, uite, din Alex Tender cu grup, da, să fie pe post de susținere acolo, dar să vedem pe cine susțin. Da. Asta este întrebarea. Da. Că mulți te plac pe tine, deci părerile sunt împărțite. Mulți te plac pe tine, alții îl plac și pe el. Nu are nimeni nicio treabă cu bietul băiat, dar nu... Deci, acum nu are nimeni cu bietul băiat. Tu vii și cu Cosmin, Alex. Așa ca mai să... Mai devreme. Apoi Alex Stoica, băiatul ăsta, deci, păi stai puțin. Și am cu el de împărțit. Nu, ca idee vreau să spun. El... și-a adus aportul la decăderea întregii echipe a războinicilor. Deci, asta este părerea mea. Amin. Este părerea mea, poate să subiectiv, dar asta e. De la el a decăzut echipa. Dacă ar fi știut puțin să-ți țină gura, eu zic că era totul foarte bine. Atât.
Mă, cum a decăzut echipa? Păi puțin, că în final au ajuns doi de acolo, doi de acolo. Te ceri cu mine? Te ceri cu mine? Din punct de vedere. Dar ce treabă aveai cu ea care e în echipa faimoșilor? Păi s-a certat și cu ea? Dar știi care e părerea mea? Și acum nu vreau să par răutăcioasă. Dar sunt faimoasă, domnule. Da. Echipa faimoșilor a fost mai bună. Dar nu a venit Alex Stoica cu sfaturile lui și i-a pus pe oameni să fie mai jos. Nu, adică mie așa mi s-a părut. Cel puțin în prima parte a competiției. A fost foarte mult, nu am nimic. Deci în prima parte a concursului, adică o săptămână, două, trei. Așa cum se vedea de la voi. Da. A fost mult. Deci n-a zis nimic. Alex Stoica? Da, deci a fost foarte... Deci prima oară când l-am cunoscut și la analize și îl văzusem acolo, era mut, deci el era colegul perfect. Și n-a prins glas. N-a prins glas. Da. Când a prins glas? Și după că a prins glas, nu știu, că eu vreau să fac așa, că eu așa, că... cred că v-am mai povestit odată cum s-a întâmplat, să mă duc să-mi fac un duș după un traseu. Mihaela, trebuie neapărat astăzi să discut cu tine, dar pronton foarte... autoritar. Da, exact. Ce am făcut? Asta are ceva cu mine. Brusc când au apărut camerele, atunci a venit el să-mi spună că tu vorbești, că nu faci nimic, că n-aduci puncte. În cazul în care, în perioada de 3-4 săptămâni, eu am adus un punct din 2. El a adus 0 din 10. Deci n-a făcut absolut nimic. Asta este problema. Și atunci a început el să-mi spună că eu nu fac, că eu tot țip să încurajez echipa. Păi încurajez echipa că așa am fost învățată la Haval și că așa au fost fetele. Stai puțin, că am văzut un comentariu acolo. Ada Lena spune... Stai, scuze-mă. Păi uite, furăm telefon. Așa este. Ada Lena spune... cu tot respectul, nu te pune nimeni în nicio poziție fără acceptul tău. Drăghia în companie era o slav pentru că au acceptat așa ceva. Ok, dar prin faptul că tu faci parte dintr-un grup și unul din grupul ăla reacționează urât într-un fel și tu ești într-o poziție în care lumea te arată cu degetul. Deci îmi dai dreptate legat de Stoica. Bineînțeles. Oricum ești ca, chiar ești războinic în ediția ta, să-ți arăt. Ai venit așa, cu un alt vibe din Republica Dominicană. Te rog să-mi spui toată emisiunea care, cât ai urmărit, iertă-mă. Câte reproșuri ai văzut la faimoșchi? Am început să facă o obsesie. Eu vă zic că au fost, dar nu s-au dat. Deci nu s-au dat. Deci nu vorbim ce dat. Vedem, da? Vorbim ce... Nu i-am văzut certându-se. Eu am observat la un moment dat că nu prea între Costin și restul băieților existau o... Nu erau toți pe același numitor comun. Cred că avea niște nemulțumiri Costin. Măi, să știi că nu. Costin se... cum a stat în vilă, știi? Spre exemplu, Costin dormea cu Mario și Ion cu Cipri și Giubi singur. Sau se mutase la un moment dat cu ei în cameră. Și automat s-a creat chestia asta, dar nu au fost chestii de necomunicare. Oricând a fost referitor la strategie sau la chestii de genul, eram toți acolo și vorbeam. Sau dacă aveam o nemulțumire, o spuneam, nu exista bai să nu spun, nu, chiar și o spuneai că erai supărat sau cum erai, fiecare și-a spus punctul de vedere. Am mai văzut la interviuri niște declarații, încă unii colegi erau suspicioși în privința accidentărilor lui Costi. Da, dar uite, Andreea nu vrea să vorbească. Ce să zic, da. Eu așa am văzut, îmi pare rău. Pe cine ai văzut? Spune nume. Acum toată echipa. Păi acum și Andreea poate se gândește că a zis ea. Mi se pare suspicios faptul că Costin iar e accidentat la eliminare. Dar poate chiar era accidentat. Am poate înțeles, chiar dar eu am adus în vedere că au existat discuțiile astea. Și aici. Apropo de asta, că există discuții, Lari spune așa, mi-amintesc despre comentariul unei colege de grup. Într-o familie, uneori este de preferat să alegi liniștea în locul dreptății. Iar ei acolo, în echipă, apropo de echipa voastră, dar și de a lor, a spus ca o familie. La urma urmei, adevărul este relativ și niciodată nu este 100% de partea unuia sau altuia, ci doar un punct de vedere privit de fiecare în felul său. Îmi place foarte mult acest mesaj al Milari și am ținut să-l citesc. Nu ți se pare normal? Da, mi și se pare... Și familie te cert. Mi se pare normal, dar cumva stai cu oamenii acolo, trebuie să ai și o... trebuie să
îți vii și cu partea de integritate, adică, bă, nu-mi permit să vin să-l jignesc pe omul ăsta, că e în echipă cu mine, adică e vorba de integritate. Dacă el se simte bine, îl pun pe el într-o poziție bună și eu mă simt bine. Da. Dar și la voi erau foarte multe tensiuni la momentele de eliminare și oamenii de acasă chiar întreabă lucrul acesta și fac și foarte multe remarci pe tema asta, că existau. Da, e cu siguranță că existau mai mult la eliminare, pentru că na, e inevitabil, stresul acolo care, bă, poți să pleci acasă, dar nu era chestia că plecai acasă, pur și simplu că se crea o tensiune atât de mare încât era greu să o gestionezi. Adică eu, spre exemplu, o gestionam plângând. Și la mine, clar, începeam să plâng, dar mă întrebai de ce, habar n-aveam. Acum, nu știu, la băieți s-a văzut diferit toată chestia asta cu presiunea și modul cum se gestionau. Dar, pentru mine, ca justificare în ceea ce am văzut, spre exemplu, la băieți când venea vorba de eliminare, am pus-o pe seama faptului că, na, specificul sportului pe care l-a făcut fiecare și modul în care s-a maturizat în sportul respectiv și cum s-a gestionat, și-a pus amprenta în a se gestiona în această competiție. Mai mult de atât, n-are rost să zic, e o strictă părere personală, dacă tare sau X sau Y s-au comportat într-un anumit fel sau a fost corect sau nu a fost corect. La fel, e relativ. Dar în cazul tău a fost corect să te duci la acel duel de eliminare cu Andreea Zaragiu? Pentru că acolo au existat foarte multe discuții și au fost dureroase chiar și între voi. Pentru că dacă până atunci se juca acel... Deci era un mini-joc în care unul se ducea la duel. Din acel moment n-a mai existat. Pe acolo am fost propusă, pentru că eram, cum să spun, statistic. Da. Cum a fost, eu am fost propusă la duel. Da, da, următoarea, Andreea Zaragiu, nu a mai concurat cu celelalte colege. Și iar valoarea era aproximativ egal. Păi nu, m-am abținut acolo. Da. M-am abținut de la îmi spune părerea, pentru că... un duel înainte. Asta spuneam, a fost corect. Când a fost corect, ce mai contează? S-a supus totul majorității. Eu despre asta am vorbit. Una este când îți asum că asta a fost discuția și cu Cosmin Cernat în spatele camerelor. Dacă mi se pare corect așa sau nu. Și zic, da, mie mi se pare corect, pentru că în momentul în care ne asumăm cu toții să împărțim norocul cum ar veni, da, voi suntem 5. Facem cu toții jocul ăsta, vedem care e mai norocos, până la urmă avem două șanse, pierd aici, intru la duel, pierd și acolo, înseamnă că a mea a fost norocul, nu contează că, așa dacă spun, pleci tu la duel, păi de ce? Că vreau eu, păi poate eu nu te suport pe tine, de ce să te pun pe tine la duel, ca să ce? Creezi niște tensiuni care nu sunt mine, exact, la tine, da. Și la Iulia Aradi am zis că... Până la urmă am rămas ultimele trei. Da, erați trei. Și în perioada n-am adus eu ultimele două puncte la eliminare și s-au adăugat și alea 100%. Dar la duelul cu Ana Cazan, pur și simplu eu am stat acolo. Cosmin nu m-a votat pe mine, a fost singura persoană care nu m-a votat și stăteam așa și mă gândeam, da, numai pe mine, și am făcut odată așa. Și vine domnul Stoica cu glasul lui magnific, eu vreau să o propun pe Mihaela, că și-a dat ochii peste cap. Deci așa a fost, țin minte și acum. Deci așa a fost, știi? De ce ai zis ea? Niciodată. Jocul ăsta este minte. Și un joc de influență pe care ți-o construiești în afara jocului. Deci, dar nimeni nu m-a votat, asta este problema. Nu se controlezi să manipulezi pe alții, să te controlezi tu pe tine. Ce discuții și remarci aduci din sezonul vostru sunt niște chestii minore, pe lângă ce s-a întâmplat în echipa mea. Da, dar problema e că la voi nu v-ați exteriorizat atât de mult la televizor, că n-a fost chiar atât de rău. Credem că mi-am exteriorizat. Nu s-a dat. A fost și problema ta atunci cu Ionuț, cu acel mesaj citit. Asta a fost o foarte mică problemă. Păi au fost probleme la noi în echipă când la un moment dat o fată a venit și mi-a spus că să ne unim patru dintre noi. Iar în aceea seară i-am mai spus altui băiat să se unească patru dintre ei alții. Cine? S-a întâmplat, dar... Păi ce fata? A apărut pe televizor. A apărut, dar ce mai își aduce lumea aminte? Alina Pan. Alina a făcut lucrul ăsta. A jucat la dublu. Alina a făcut lucrul ăsta și noi din echipa, cei din echipa noastră au taxat-o pentru treaba asta pe care a făcut-o ea. Pentru că noi am vorbit între noi, bă, uite ce s-a întâmplat.
Ea a venit și a propus lucrul ăsta. Ok, n-am sărit să ne certăm cu ea. Am zis, bă, nu e frumos. Ne-ai pus într-o poziție nasoală. S-a văzut la televizor? Da, s-a văzut. Dar a fost propusă spre eliminare. Și i-am zis, băi, ești o concurentă foarte bună, valoroasă. Dar pentru că ne-ai pus în poziția asta nasoală, ca noi să putem să ne vorbim între noi de rău și să ne scădem vibrația și să nu ne înțelegem, nu ești cu o echipieră bună. Poți să aduci tu puncte, dar dacă tu provoci o chestie care ne face să pierdem puncte, nu e și tu ce vrei să spui? Că Mihaela poate avea, era într-o postură să nu fie un model pozitiv, nu, adică vreau să nu spun, se integra în echipă? Eu vreau să spun că Hexathlon e un joc de influență. Adică de manipulare. Poți să-l influențezi pe cel care joci, pe coechipierul tău. Poți să-l influențezi și să-l faci să voteze cu nu știu cine. Sau să-l faci să țină... La tine a fost cu votul, nu? Deci eu n-am urmărit primele două sezoane. Deci recunosc. Vreau să te întreb ceva pe tine. Traseele din sezonul 3. Cum au fost față de cele din sezonul 1? Au fost mai lungi. Mai ușoare sau mai grele? Au fost mai grele. Ai fi făcut față cum ai făcut în primul sezon? Aș fi făcut față. Ești convins? Sunt 100% convins. Ești gata. Adică, da, pentru că urmăresc emisiunile. Voi faceți o termen de comparație, 1 unde ai fost tu cu 3. Merge, nu poți să faci comparație. Da, e ca și cum e tot o analiză de strategie, că sunt traseele adăugate, sunt elemente care te opresc. De exemplu, e o steapă care trebuie să o învârți și să o scoți. E un de-asta care trebuie să-l întorci și să pleci. Trebuie tot de strategie, că la noi era foarte mult pe dinamică, pe viteză și pe tranziția dintre obstacole. Dar aici te oprești, ești mai dinamic undeva, stragi sufletul și faci... Da, dacă stai și le analizezi... Sunt mai grele astea față de sezonul 1? Sunt mai grele. Nu zic că nu sunt mai grele, dar... Condițiile lor erau mai dificile. Nu pot să zic că n-aș fi făcut față. În orice competiție. Am jucat Cupa Hexathlon pe traseele astea. Da. Într-adevăr, sunt puțin și mai grele. Vom povesti într-o altă ediție, da, așa cum vorbim mai devreme. Sunt sigur că dacă mi-aș fi pus toate aptitudinile mentale ca să pot să fac ceva bine, în câteva zile n-aveam probleme la treaba asta. Dar, într-adevăr, sunt mai grele. Mai lungi. Așa este. Până la urmă, pentru toată lumea a fost foarte greu. Și că ai fost în sezonul 1, și în 2, și în 3. Hexathlonul este o provocare. Este o luptă dură. Foarte puțin se încumetă să plece acolo. Da, mi-am dat seama acum, după ce m-am reîntors, cât de greu e concursul. De asta mulți tot pun întrebarea, te-ai mai duce? Da. Mulți care nu știe cum e, li se pare ușor, hai du-te, știi, eu da. La televizor te văd. Dar cel care ia decizia să se ducă, trebuie să fie asumat 100% și să înțeleagă că noi ne asumăm niște riscuri foarte mari. Adică, la fel, mi-am primit și o întrebare, de ce nu te duci la exact un cap, de ce, dar te-ai mai duce sau ai mai face? Poate m-aș mai duce, dar nu acum. Să ai nevoie de timp și să te regăsești pe tine, să te regăsești, să efectiv să te regenerezi, să te recuperezi. Nu e ușor, pare ușor, dar nu e deloc. E foarte complicat. Maria Hârșovescu are un mesaj foarte frumos pentru tine, Alex. Ai fost un exemplu pentru toți, un bun capitan de echipă, ai fost alături de colegi și ai ținut echipa unită. Felicitări și mult respect. Ce echipă unită? N-a comentat toată lumea că am fost, nu am fost nu unit. Nu contează, dar vezi că după o perioadă de timp un șef iubit nu e șef. Vede diferit. Și cât ți-a trebuit să-ți revii când te-ai întors din Dominicana? Adică cât timp ți-a trebuit să ai? A durat ceva, cred că în jur de vreo 2-3 luni. Mai ales să mă obișnuiesc cu somnul. Da, mai ales să mă obișnuiesc cu somnul. Și stăteam și mă gândeam la decizia pe care am luat-o atunci să plec. Pentru că odată ce ajungi acasă, și am mai spus și în edițiile anterioare, când ajungi acasă și ești în confortul tău și ești în pasul tău și te zate, și zici, băi, ăsta nu-i capabil după traseul ăla, să dea cu un cerc atât de greu, uite ce eu aș putea. E, nu, ești acolo, fără să vorbești la telefon cu cei dragi, fără condiții de a te odihni. Cel mai important pentru sportiv este să te odihnești. Da. Asta este cel mai important lucru.
să n-ai alimentație, nu zic că n-a fost bine, că deja ne obișnuisem cu alimentația foarte... Era bine că la voi nu exista comparație, nu vreau să fac rutăcioasă, dar dacă nu vă duceați la vilă, nici nu știați cum e și atunci pe unde vă poate era mai bine, hotel. Așa în la hotel, noroc cu hotelurile, deci acolo erau zilele noastre în care profitam la maxim de ele. Și asta spun, din spatele televizorului e altceva, din fața televizorului. Dar când te duci acolo și experimentezi pe propria piele, e cu totul altceva. Acolo e totul decizia pe moment. Nu mai poți să mai te gândești ce se va întâmpla. Ție cât ți-a trebuit să-ți revii și să te apuci din nou de sportul pe care tu îl practici și e un sport cu care tu ne vei reprezenta la Olimpiadă, pentru că din câte știu eu, nu ai renunțat și vei fi anul viitor acolo. Da, eu pot să spun că chiar cum am întors, m-am reapucat de antrenamente, adică simțeam nevoia să fac, doar că nu mi-am dat seama că întoarcerea are nevoie de timp și să stau. Și am forțat puțin lucrurile, ceea ce într-adevăr am participat la naționale, am luat locul 4, pregătirea pe care am reușit să o acumulez într-un timp foarte scurt, o lună de zile, după 5 luni de pauză mi-am pierdut practic tot volumul de antrenament. Am avut ceva accidentări, dar mai grav decât accidentările și faptul că nu am reușit să prind volumul și să-mi ating obiectivul de vară, a fost oboseala psihică care am resimțit-o foarte acut, adică la modul mă simțeam copleșită și epuizată, încă mi-era foarte greu și să mă trezesc dimineața, mi-era greu să gândesc efectiv. Și aveam nevoie de pauză și după concurs am luat o pauză totală de la absolut orice, m-am deconectat. Am petrecut timp cu mine, m-am dus, m-am plimbat, mi-am făcut efectiv tot ce am putut, toate postele. Și am reluat pregătirea din septembrie, de pe 15. Și văd că lucrurile decurg, slavă Domnului, din bine spre foarte bine. Săptămâna pe 19 o să particip la cursa de Spartan. Cine nu știe, Spartan este o cursă care simulează foarte mult ce se întâmplă la exatlon. Doar că e o cursă scurtă, sunt trei tipuri de curse, 5 km, 13 km și 21 de km, cu obstacole pe intervalul acestei curse. Mie fiind foarte dor de exatlon, am zis că vreau să încerc experiența asta, să văd cum mă descurc. Mă pregătesc intens pentru că am nevoie de foarte multă forță pe trenul superior, pe brațe, pentru că mă voi cățăra, voi trage, voi arunca, voi face foarte multe chestii cu brațele. Îmi ziceai și mie de... Și la finalul lunii octombrie, la începutul lunii noiembrie, cam așa, nu știu încă exact data, voi avea, cum ar fi, prima competiție din nou sezon competițional, campionatul național de 10 km, care va da loc la București. Și unde sper să fiu ok, fără accidente, fără nebunie și să... Și noi o să venim, o susținem și pe Andrei. O susținem așa cum suntem alături de toți cei care au fost la Exatlon. Am fost și la gală la Mirel și la Ionuț, la Jaguarul, pe 4 noiembrie. Iar este o gală foarte puternică și deja Mirel Drăgan a făcut din nou invitația. Va lupta și Mariș acolo și Jimboreanu. Deci vor fi foarte multe nume de la Exatlon, așa că o să ne întâlnim toți la Berăria Hași să-i susținem. La tine, cum s-au terminat campionatele? Știu că ai avut acele campionate în vară, în care ai câștigat foarte multe medalii. Ce urmează pentru tine? Păi exact ce am spus. Am terminat, am avut acum o lună de zile, am avut campionatul național unde am obținut 2 medalii de aur și 2 de argint. Știm că pe Obispo-Ron a dat toate performanțele anii. Mulțumesc și asta a fost calificarea pentru mondialele care se vor desfășura pe 1-3 noiembrie la Stuttgart, în Germania. Scuze. Și mă pregătesc intens, v-am spus, am câte 2 antrenamente pe zi pentru că am nevoie de foarte mult de condiție fizică. Asta te ajută. Uite că ai putea să te antrenezi cu Andreea. Promit că... Pentru că Andreea e un antrenor foarte bun. Eu am fost o singură dată la o oră de Andrei, doar bine, după margine. Eu doar am filmat, dar mi-a plăcut foarte mult și am zis că odată când programul meu se va stabiliza puțin, am să mă duc la Andreea la ore, pentru că este extraordinar de bun. Și eu am vrut să mă duc la ea la antrenamente. Problema e că programele noastre se cam suprapun. Asta este singura problemă, dar mi-am promis și i-am promis că se va întâmpla odată să vin la un antrenament de lui. Și i-am zis,
omoară-mă, că eu tot o să stau în picioare și o să mă ridicat, mă ridicat, eu mă ridicat. Eu n-aș fi sigură, dar... Eu zic că să... Uite, vre, dacă vreți, vă contactăm când facem noi un antrenament și veniți da, frumos și faceți... probă. Da, exact, de probă. În fața întregii națiuni. Da, exact. Da. Sau poate o să ne ducem în Germania, la dacă ea este un fan al Exatlonului și ne spune tot timpul să venim și acolo la ea. O salutăm și vreau să-ți mulțumesc pentru tot și știi tu de ce îți spun lucrul acesta. Chiar apropo de ce spuneai mai devreme cu faptul că o să particip la un concurs asemănător cu Exatlonul, n-ar trebui să se mediatizeze și concursul ăsta în România? Nu ești cu fusul ăla încă obișnuit, Alex a dormit lângă noi aici, vezi, așa e, dacă vine în Republica Dominicană. Cât era ceasul în Dominicană? Nu știu, dacă ne uităm, 6 ore? Nu, e 10-11 în Santo Domingo. Da. Da, e 12:30. Da, orice competiție internațională la care iau parte sportivii noștri care sunt mediatizați, trebuie adusă în vedere, da. Pentru că oamenii de acasă și copiii urmăresc. Și o țară se mândrește cu performanțele sportive, cu cultura și asta trebuie iar să... Iar eu cu toți, care, toți componenții, toți concurenții de la Exatlon mie sunt dragi și mă mândresc cu ei toți, în frunte cu tine, bineînțeles. A doua cafea. Mulțumesc. Dar întotdeauna au fost oameni frumoși aici alături de noi care și-au depășit limitele și le-au testat și le-au și depășit. Nu ți-ai depășit limitele acolo? În, da. A fost cel mai greu concurs din viața ta, Exatlon? A, nu, clar. Nu a fost cel mai greu, dar din punct de vedere psihic a fost o componentă foarte importantă și m-a testat un pic. A făcut o muci la da. Creier. Da, da, da. Să știi, chiar dar s-a resimțit acasă, s-a resimțit la întoarcere mai mult. Acolo te montezi, ești ok, dar la întoarcere îți dai seama, începe să se dimenteze tot și îți dai seama cam ce a însemnat totul. Dar dacă e să fac o comparație între ce a fost pentru mine cel mai greu, cu siguranță a fost Jocurile Olimpice de la Rio. Acolo chiar a fost greu din toate punctele de vedere, și fizic și psihic, și chiar a avut greutate acel concurs. Dar fiecare experiență, fiecare concurs are părțile sale frumoase și mai puțin frumoase. Deci, adevărat. Nu iau ceva, asta este cel mai... Toate sunt importante pentru că fac parte din viață, da. Pentru tine Exatlonul a fost cel mai greu concurs, cel mai dificil? Poate din punct de vedere mental, poate... Din punct de vedere nu mental, neapărat fizic. Da, a fost printre primele, dacă pot spune așa, pentru că și în concursurile de karate ai nevoie foarte mult de psihic. Karateul pe asta se bazează foarte mult. Pe mentalitate, pedagogie, psihologie, tot ce înseamnă. Păi și cum ești atât de bună, campioană europeană mondială și nu ai putut să-i ții pieptul Alex Stoica în Dominican? Ana face sport individual de echipă. Asta a fost problema, pentru că ei mi-au zis și știți foarte bine ce la duelul tragi mai tare. Nu! Trăgeam exact la fel, decât că mă montam altfel, pentru că știam că sunt la individual. Și da. Așa am văzut-o și pe ea. Când ești la individual e altceva, ai pierdut un punct, nu-ți reproșează nimeni nimic pentru că este pentru tine, ai pierdut punctul tău, ți-l asumi. Dar odată ce îl pierzi pentru echipă, ți-ar echipa în cap. Ia uite, din cauza ta n-am luat vina, din cauza ta n-am câștigat. Uite, un punct face diferența într-o echipă. Ca la orice meci. Ce mai bine la un joc individual, la un sport individual. La un sport individual. Pentru că și Andreea spunea același lucru, că era mult mai și nu am vorbit în concurs. Asta individual. Adică nu stăteam una lângă alta în concurs. Am fost în tabere diferite și totuși are, pentru că mentalitatea de sportiv care face sport individual este alta față de unul cu echipă, de unul colectiv. Eu am învățat în colectiv de 3 ani de zile de când fac handball, dar până atunci n-am știut ce înseamnă colectiv și mie mi-a fost greu să mă adaptez la handball. Mi se părea șocant acolo. Ce? Ai dat o pasă greșită? S-a pierdut tot. Aș vrea să-ți citesc un mesaj al unei fane războinice. Pe mine m-a impresionat pentru că știu că foarte mulți nu te aveau la suflet în competiție și era normal, dincolo de faptul că erai și foarte bună, aveai și acele ieșiri și probabil oamenii așa au văzut de acasă. Lari spune așa, Andreea Arsine, nu pot și în ghilimele să-mi rup din suflet așa mai mult, dar deși ești singura concurentă ever pe care am tachinat-o la greu în emisiune, să știi că îți doresc multă sănătate și numai bine în tot ce vei face în viitor. Succes! Vă mulțumesc din suflet!
E foarte frumos pentru că... Se întoarcă. Da, pentru că eu am început să-i cunosc pe oamenii de acasă. Știu care sunt de partea războinicilor și care sunt de partea faimoșilor, dar mie îmi plac foarte mult astfel de mesaje. Pentru că, dincolo de competiție, atunci când se închid luminile, mie chiar mi-ar plăcea ca toți să-și dea mâna, nu-i așa? Că tu așa ai rămas. De exemplu, Alex a rămas prieten cu aproape toți din competiție. Că uite, ne mai întâlnim la o altă competiție, exact, lor. Mai răspund încă o dată oamenilor de acasă. A existat... Și vreau să fie oficial, pentru că așa se face la noi aici, la canal. De tot punctul de vedere trebuie să fie oficial. 8 dintre foștii concurenți de la Hexathlon România, din toate cele 3 sezoanele, și 1, și 2, și 3, au mers în Republica Dominicană și au filmat pentru Hexathlon Cup 2019, prima ediție, da, să fie clar, în Mexic. Cei care au fost așa în Republica Dominicană, fără să știe nimeni, sunt Cristian Pulhac, Ștefan Floraică, Cristina Constantinescu, adică să-i spunem Kiki pentru cei care o cunosc mai bine așa, Larisa Vasile, Iulian Putea, Iulia Arabi, Modelina Predoi și Alex Nedelcu. Tu și probabil cei care au fost acolo în edițiile viitoare, după ce va fi difuzat în Mexic acest format, ne vom vedea aici, ne vom vedea aici și vom mai povesti foarte multe lucruri, pentru că sunt multe de spus de acolo. Eu mă bucur foarte mult că astăzi ați fost alături de noi și dacă pe fete le-am întrebat dacă cea mai grea experiență Hexathlon a fost cea mai grea experiență pentru ele, pentru dumneavoastră, că vă las așa, nu la urmă, că sunteți și cel din tâi. Mulțumesc! A fost cea mai grea experiență. V-am spus, este prima dată când am stat fără fată 9 săptămâni. Este pentru prima dată. 9 săptămâni. 9 săptămâni fără, da. Ana Mihai. Da. Cât a slăbit, domnul Liviu? O să vedeți, m-am îngreșit. A, pe pată de stres? Mâncam noaptea, destul. Ce face Ana? Mănâncă când în locul. Când l-am lăsat, era mai slab. Nu, v-am spus, aveam ritualul, când începea emisiunea, toate puse militarește. Și când a venit acasă. Nu vreau să mai aduc aminte. Nu vreau să vă mai aduc. Ați plâns mult la Exact. V-am spus, n-am plâns, nu, eram emoționat, că nu știam, că alta e să vorbești, să poți comunica, bare un minut, tată, sunt bine, Ana, suntem bine. Deci, dacă o vedeați așa că, nu știu, că da, pe traseu, ce se schimba în interiorul dumneavoastră? Au fost și accidentări, normal. Accidentări. I-am pus totul pe seama lipsei de experiență la ea. Pentru toți care din ei au făcut sporturi legate de nisip, de apă, de fapt mai mult. Bine, s-a întors acasă. Ce buchet de flori ați adus la aeroport? Sau l-ați lăsat pe Cosmin? Mai puteam eu atunci. Nu mai aveați loc. Nu. Nu. Ei, tati mi-a luat în formă de inimioară o cutie de flori, așa, în formă de inimioară. Și Cosmin este un băiat care face meme-uri pe Instagram, Hexathlon. Pusese înainte să mă întorc eu de la Hexathlon și Cosmin un meme de genul atunci când îți dorești ciocolată, dar îți aduce flori. Și era un buchet mare de flori, iar la aeroport fix asta mi-a adus Cosmin. Și am primit mesaj când m-am întors din Dominicană și a zis băiețelul respectiv: ei, uite că am ghicit bine, că Cosmin nu ți-a adus ciocolată, ce-ți place ție, ți-a adus un buchet mare de trandafiri. Uite, vezi ce frumos este Hexathlonul. Dincolo de competiție se nasc și povești de dragoste, doar mai avem noi la canal de o altă emisiune, Puterea Dragostei. A Puterea Dragostei a fost și în Republica Dominicană. Da. Adria spunea mult de noroc. Pe lângă valoare, trebuie să ai și noroc. I-a avut și norocul de a întâlni un om deosebit. Eu spun soarta. Soarta. 10.000 de kilometri, puțin. Așa. Puțin. Așa s-o fi întâmplat, nu știu. Data, v-am promis. Planetele s-au aliniat. Ne-ai promis că odată o să vii cu Cosmin aici și am o să vorbim despre... Da. Povestea voastră de dragoste. Că tot n-a fost, niciodată n-am ajuns la aceste emisiuni, deci așa că o să aibă ocazia să vin. Așa, serviciul, o să l-aș... Serviciul împiedică, efectiv. Da, îl împiedică, e cu Berar acum pleacă. Da? Au da. Competiție specifică, profesie, e cu Berar. Succes și Mihai, succes da. Și Cosmin. Ce competiție? Una cu profil specific militar al lor, da. Îl așteptăm, mă. Săptămâna viitoare va veni și Mihai Berar în București, așa Mihai. Că îl veți vedea aici în fața dumneavoastră, vorbind despre perioada de după Hexathlon. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult
celor care m-au îmbrăcat pe mine astăzi, magazinul Style la Dick's Store. Vă mulțumesc mult, Corina, pentru că de fiecare dată ești alături de mine. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă și vouă, că ați venit astăzi. Și mai ales doamnelor acestea frumoase. Mulțumesc, Andreea, mulțumesc, Ana. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Liviu, că ați fost aici. Eu și colegul meu, Alex Nedelcu, vă spunem la revedere deocamdată. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!